Salutare! Astăzi vreau să comparăm două mașini, mai exact Dacia cu Dacia, adică nu, am greșit, Renault Express, adică cel din dreapta, și Dacia Docker, cea din stânga. Cheile, aproape la fel, nu știu cum să le pun să le vedeți, cam așa. Mașinile, aceleași mașini. De ce le-am pus la lângă alta? Tocmai pentru a le putea vedea și compara ca dimensiuni, ca motorizări, ca design. Ce s-a schimbat la Renault Express? Adică la asta? Bara față, farurile și interiorul. Haideți să luăm pe rând. Renault Express arată cam așa. Un far mult mai bine desenat. O grilă destul de aerisită, nu știu dacă se poate vedea, încerc să prind. Cred că radiatorul va fi supus multor pietre, foarte multor pietre. O grilă mare de Renault pe bară. Așa. Haideți să vedem un pic și cum se îmbină aici. Arată foarte bine, părerea mea. Dacă vedeți trecerea de aici, în far arată foarte frumos. Se continuă foarte, foarte bine. Aici s-a văzut un pic de modificare față de Docker, unde totul e negru, dar ajungem și la el. Mergând pe ușă, aici văd oglinda, mă uit și la Docker, aceeași oglindă. Deci, puțin schimbat, aici un pic e schimbat și parcă e un pic mai mare. Zic parcă pentru că mă uit la ea și nu văd mare diferență. Un pic modificată, cred că un pic și mai largă în oglindă. Bandourile laterale, capace exact ca pe Docker, nimic modificat. În spate, haideți să mă dau mai în spate, cumva la umbră, să putem prinde stopurile. Clar se vede că stopurile sunt altele, adică aici au acea insecție de nichel, pe când la Docker nu se mai vede nimic acolo, nu este insecție. Eu personal aș fi numit Expressul Docker 2 sau facelift ceva, dar na, mă rog, ei au știut ce au făcut. După cum vedeți, ușile se deschid la fel, aceleași ornamente și pe una și pe alta, aceeași poziționare a numărului și pe una și pe alta, doar sigla cu Dacia Docker, aici s-a mutat și zice Renault Express. Haideți să deschidem să vedem interiorul. Deschidem primul Express. Cum spuneam, aceeași ușă. Opa. Aici avem altfel deschiderea. Nu știu cât se vede în filmare. Asta este altfel. Haideți să deschidem acum și Docker-ul. Docker-ul clar. Aici are mâner. Așa. Și, surpriză, ăsta e Docker nou, are absolut la fel. Deci nu e nicio modificare. Haideți să dăm ușile peste cap. Dăm întâi la Docker, dăm apoi la Express, dar după ce deschid și pe asta. Așa, ca să putem filma interiorul cum trebuie. Deci, ăsta e Docker-ul. Nu știu cât îl puteți vedea. Un spațiu destul de bun de încărcare pe Docker, e o mașinuță foarte ok, păcat că nu s-a făcut în România. Și să mergem la Express. Dăm ușile la fel, peste cap. Așa, și dăm și pe asta la altă. Ce vedem? Aceeași mașină. Nimic modificat. A, am observat ceva aici, să vedem dacă pot să prind. Aici are o lumină cu LED. Ia uitați. A? Se vede că a intrat Renault. Dacia nu are. Haideți să mergem la Dacia să vedem ce are Dacia. Ar fi culmea să aibă tot LED. A, nu. Dacia are acest bec destul de picăjit. Da, nu știu cât ajută unul față de celălalt. Întoarcem la Renault Express și mergem direct
la interior. De ce? Pentru că acolo ne doare cel mai mult. Mânerul e un pic altfel. Îmi place mai mult cum arată. Fața de ușă, nu știu dacă pot să o prind perfect, este în două culori, după cum se vede, un plastic moale. Aici pe buzunar avem un difuzor puțin modificat ca și design. Scaunul absolut la fel. Vine în schimb cu tetieră stil virgulă, nu știu cât ajută aici, dar în fine, să ne întoarcem la interior. Volanul puțin modificat, pe partea de bord, planșă de bord, clar, e alta, seamănă mult mai mult decât cu Clio. Mai are aici, se deschide și avem niște USB-uri, nu știu cât se văd. Un spațiu de băgat documentele. Mai avem acea tavă foarte mare de aici. Așa. Aici avem, nu știu cât se vede din cauza la lumină, la soare. Avem un spațiu de pus pixul. Clima normală, nimic altceva. Mai avem aici, unde la Dacia cealaltă este airbag-ul, mai avem un spațiu de depozitare. Se pare că au copiat mult de la Kangoo. Sau se vrea a fi un Kangoo pentru Europa de Est. Două spații de suc aici, lângă schimbător. Altă nucă de schimbător, tot așa se ridică. Nu-i diferită, doar că e nuca asta mai nouă, care e și pe Clio. Și la bord nimic nou. Grilele de ventilație mi se par mult mai bine făcute, deși plasticul ăsta e destul de subțire. Da, e ok. Nu știu dacă se aude, dar... Da. La partea de sus, o să vă arăt imediat. Nu știu cum să ridic telefonul, să putem filma. Aici, senzor, e un pic mai dotată decât dockerul. Tot aici avem... Acum încerc să... Aici, buton de SOS cu lumini. Așa, se vede, se vede. Așa, în rest, din păcate, mare lucru nu avem. Și acum mergem puțin la docker să vedeți diferența. Eu zic că nu este nicio diferență. Susțin în continuare. Da, am avut dreptate, oglinda e mult mai mare. Oglinda e mult, mult mai mare decât la dockerul clasic. Și cu siguranță și mult mai scumpă. Haideți să mergem la docker. Nu știu cum să le prind cumva așa, să se vadă diferența între ele. Spuneam de acel ornament de nichel pe care Dacia nu-l mai are, adică nu-l are, nu l-a avut. Are ceva glossy aici, dar nu se continuă cu nimic. Din păcate, nu avem mare lucru modificat. A, uite, și am observat o chestie, capota are niște nervuri acolo, pe când la docker aici nu le mai are. Contează și arată destul de bine și parcă o face și mai fluidă, dacă bine vedeți, nu știu cum reușesc așa, acum le văd. Parcă la Express se vede mai frumos pe capotă cu farurile un pic îmbinată mai altfel. Doar acolo văd o diferență și din acest unghi mai văd o diferență la ușa culisantă de la Express. Acolo mânerile sunt aliniate, pe când la docker avem unul aici pus într-un fel și unul pus total opus. De ce l-au pus ei așa, nu știu. Sincer să fiu, ambele variante îmi plac. Parcă la Renault Express se aliniază mai bine mânerile și cred eu au făcut și un, hai să nu zic, o economie de preț, că au folosit același mâner ca și în față. Aici, la docker, din start e alt mâner. Deci alți bani, altă distracție. Haideți să vedem și dockerul pe interior, dacă tot am zis că-l arătăm. Să vedem diferența. Oglinda, clar, mult mai mică. Acum mă dau cu seama și aș putea să fac așa și după care să mă duc aici. Se vede clar. Sper convins că se potrivesc, deci cine vrea să-și monteze oglinzi de Renault Express. Aproape aceeași față de ușă,
doar că nu s-a mai jucat nimeni cu două culori și nici n-a mai jucat acea boxă să aibă un pic de desen pe ea. La scaun, după cum se vede, nu are așa de multe reglaje. Asta chiar nu are pe înălțime. E un scaun aproape la fel. Bordul, în schimb, mi se pare mai frumos și volanul decât la Express. Nu știu, mie personal mi se pare că are mai mult spațiu de depozitare în acea zonă. Mult mai mult mi se pare. În schimb, ce nu, ăstea nu mi-au plăcut niciodată. Mi se par foarte rudimentare și ușor de stricat când îți pui telefonul. În rest, nimic de zis. Sper să conteze pentru voi, cei care cu adevărat folosiți aceste mașini. Nu de alta, dar sunt niște cai de povară foarte buni și pe care eu cred în continuare că merită să-i cumpărăm. De aceea sper să vedeți videoclipul, să analizați bine ce preț are Dacia Docker, ce preț are Renault Express, deși Dacia Docker nu se mai fabrică, acum a trecut la Renault și cred că prețul e și mult mai mare decât la Dacia Docker, sau era la Dacia Docker. Motorizările sunt similare, nu e nimic special nici pe una, nici pe cealaltă. Mai văd acum o diferență, antena. La una e metalică și ea ieftină, care era și pe Logan. La Renault Express, după cum se vede, e micuță și din plastic. Asta e ca modificare. De voi depinde. Sper să conteze filmarea, sper să